Mama e una ca și luna, azi mă duc să-i sărut mâna, azi mă duc să-i sărut mâna. Și tâmpla cu ghiocei, că astăzi e ziua ei, că astăzi e ziua ei. Dragii noștri, de această dată ne aflăm în Iași cu o surpriză frumoasă pentru doamna Mărioara, care astăzi este sărbătorită. O surpriză venită cu toată dragostea din partea fiicei, așa că rămâneți cu noi să o surprindem și să-i urăm cu toții un la mulți ani. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Și bine v-am găsit! Căutăm o doamnă sărbătorită, pe doamna Mărioara. Da. Vă invităm aici mai aproape, ca să avem un pic mai mult spațiu. Doamna Mărioara, noi suntem echipa Surprizii la domiciliu Iași. Astăzi știm că sunteți sărbătorită. Venim la dumneavoastră cu o surpriză frumoasă din partea cuiva drag. Cineva care și-a dorit astăzi din toată inima, măcar sufletește, să ajungă aici la dumneavoastră. Nu plânge. Și am să vă întreb, dar cum vă bănuiți dumneavoastră, care este complicele principal acestei surprize? Nu plânge, nu ți-o ca la bine. Nu eu. Nu tu? Nu. No. Mai încearcă. Nu, no, nu. No. Să vă rog pe dumneavoastră să deschideți tortulețul. Așa. Pentru că avem daruri multe pentru dumneavoastră din partea unei persoane dragi dumneavoastră. Și dacă nu vreți să-mi spuneți un nume ca să nu supărați, eu am un indiciu aici, care o să spună tot. Ana. Așa, o să lăsăm aici tabloul. Noi cu toții astăzi o să vă cântăm un la mulți ani, după care o să aflăm și ce are astăzi să vă transmite, pentru că noi pentru dumneavoastră mai avem și un mesaj scris cu toată dragostea, în urma căruia cu siguranță aflăm și ce are astăzi să vă transmite. Să știți că asta și-a dorit din toată inima să vă sărbătorească în cel mai frumos mod posibil, pentru că sunteți cea mai specială persoană din viața dumneiei. Iar acum am să vă rog pe toți, o susținem pe doamna, să-i cântăm cu toți la mulți ani! Mulți ani dorească, mulți ani dorească, la mulți ani! Mulți ani dorească, mulți ani dorească, la important. Să vedem și ce are astăzi să vă transmită. Pentru că noi avem aici câteva gânduri venite cu toată dragostea, care spune așa: mama este cel mai de preț suflet pe care îl are un om alături de el. Ești persoana care ne-a dat viață, ne-a îngrijit și care ne iubește și ajută necondiționat. De asta vreau să-ți mulțumesc, mamă, pentru sfaturile tale valoroase, pentru că întotdeauna ești gata să mă asculți, să mă înțelegi. Ochii tăi să strălucească întotdeauna de fericire, visele și dorințele tale să se adeverească și să te facă fericită. Din toată inima îți doresc sănătate, liniște și milioane motive pentru zâmbete. Îți mulțumesc și îți urez la mulți ani. Cu drag, din partea fetei Ana, ginerile Iulius, nepoatele Andreea, Alesia și Carla. Astăzi cu toți și-au doresc să spun un mare la mulți ani. Mulțumesc. La mulți ani vă spunem și noi. Noi tare sperăm că lacrimile sunt de bucurie, că aveți persoane dragi care vă iubesc nespus de mult. Și chiar dacă distanța este mare între dumneavoastră, mereu inima și gândurile sunt aproape aici de mama. Iar acum, dacă ați avea să spuneți și dumneavoastră ceva. Îi spun că îi mulțumesc și o știți, ca să când am văzut-o de mult. Cu siguranță o să vadă acest video și o să vă împlinească toate dorințele dumneavoastră. Doamne ajută, o să ajung aici lângă dumneavoastră și fiica dumneavoastră și Ana. Iar acum, să știți că noi pentru dumneavoastră mai avem și o melodie, venită cu toată dragostea din partea fetei dumneavoastră. Mulțumesc.
mulți ani vă spunem. Mulțumesc. Sănătate multe vă mulțumesc. Dorim. Mulțumesc. Cu Doamne ajută să vă revedeți cu bine cu toți cei dragi ai dumneavoastră. O zi frumoasă în continuare vă dorim. Și surprizele să continue. Cine știe ce mai aveți pregătit pentru astăzi? Mai aveți pe cineva plecat oare? Slavă Domnului. Le transmitem salutări la toți cei care nu sunt aici. Măcar așa să-i aducem mai aproape. Da.